bibliotecă, dar e pentru prima dată când această sală, acest loc este arhiplin și asta înseamnă că apreciați foarte mult munca și cariera domnului profesor Adamescu. Și vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți, mulțumesc foarte mult presei care o parte a fost aici și a venit să plece și încă unii au mai rămas, iarăși un gest de apreciere față de o mare personalitate, practic una dintre cele mai importante personalități ale Clujului de la înființarea, de la apariția acestui oraș. Permiteți-mi să transmit mesajul domnului președinte Horea Ulleanu, care din păcate nu a reușit să fie prezent aici, dar care știu personal că îl stimează, știu că are o stimă deosebită față de domnul profesor Adamescu. Doamnelor și domnilor, evenimentul de astăzi nu cred că are nevoie de comentarii și analize. Faptul că singurul om din România sunt și om de mic care a învățat să vorbească trăiește la Cluj este deja de notorietate. Că a reușit să scrie și o carte, cred că nu ar trebui să ne mire foarte tare, știută fiind tenacitatea profesorului Adamescu. Domnia sa nu doar că a dorit și a reușit să vorbească, a reușit să facă studii superioare în probleme în care era un miracol să fie absolvent de studii medie. Nu s-a mulțumit cu statutul de persoană cu nevoi speciale, a demonstrat că orice obstacol se poate depăși, trebuie doar să ți-o dorești. Dascăl, artist, consumator de media, era firesc, spun eu, să scrie o carte. Îi mulțumim pentru aceasta, pentru faptul că a decis să împărtășească lumii experiența domniei sale. Sunt convins că această carte va deveni bibliografie obligatorie pentru profesorii care lucrează azi cu copiii suferinți de dublă deficiență senzorială. Și mai cred că exemplul domniei sale va avea darul de a impulsiona oamenii pentru care sunetul și culoarea sunt necunoscute, să-și exploreze posibilitățile și să depășească limite care aspar imposibil de trecut. Mulțumiri, considerație și felicitări, domnule profesor. Iar din partea președintelui, dați-mi voie să mânez o medalie de onoare a Consiliului Județean, marelui om al acestui oraș, marelui profesor Adamescu. Momentul în care